Concurența acerbă la ediția de anul acesta a competiției organizate de tinerii social-democrați Liga TSD Slatina, un turneu de mini-fotbal care de la an la an este tot mai atractiv pentru foarte mulți slătineni. Despre ideea acestui proiect a vorbit în cadrul emisiunii Stadion de la Olt TV Alexandru Berechet, președintele TSD Slatina. Suntem o organizație unită, suntem o echipă care ne place sportul, vrem să promovăm valorile sportive, vrem să promovăm valorile sociale. Și vrem să vedem că tinerii... Și nu numai tinerii, acțiunea noastră se referă oarecum la tineri. Da, dar este presupun că tineri. Sunt... Adică avem, conform statutului tineretului social-democrat, statutul ne spune că... Și pe asta am mers și pe regulament, pentru că am vrut să ne orientăm strict către tinerii slătineni. Am creat, de fapt, această competiție, am creat-o strict pentru tinerii slătineni. Au fost 20 de echipe împărțite în 4 grupe, iar după 44 de meciuri s-au stabilit cele două finaliste. Pe lângă premiile acordate jucătorilor care au demonstrat că sunt cei mai buni dintre cei buni, organizatorii au pregătit surprize și pentru suporterii din tribune. Joi, pe data de 20 și cât e? 29 septembrie. Pe 29 septembrie, da, la ora... Începând cu orele 18, la fel cum a zis colegul meu în incinta Colegiului Național Eminulescu, vom avea cele două finale, finala mică și finala mare. Cam fiecare an încercăm să oferim un bonus către spectatorii noștri care de la an la an vin din mai mulți și acum avea o tombolă surpriză și pentru ei. Tombola surpriză rămâne surpriză. Tombola surpriză rămâne surpriză. Finalistele de anul acesta... Locul 3-4 să începem iar. Da, finalistele mici, să zic mici, atunci. Da, da. Sunt tot așa două din echipele de tradiție care cred că participă de la primul sau de la al doilea turneu pe care l-am organizat. Da? E o echipă Phoenix și... Renaște din propria cenușă, da? Da, de fiecare dată. Da? E prima dată când mi se pare că au și ieșit din grupe anul acesta. Și mai este o echipă tot așa de tineri, Sporting Slatina, da? La mare sunt veteranii, să le zic așa, băieții de la Pirelli, 2012 Slatina. 2012, 10 ani. Așa au numele lor. Mă rog, așa. Da? Ei vin tot așa de la primele ediții ale turneului și alți băieți de la anul ăsta se numesc FC Cozel. Anul trecut echipa câștigătoare a fost Pirelli 2012.